Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în RAC. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. Nu uitați că toate detaliile sunt în descrierea videoclipului, site, produse, tot ceea ce vă doriți. Și vizitați cel de-al doilea canal astrovedic pentru că veți avea multe surprize acolo. Și chiar vă rog să vă abonați. Nu aveți nimic de pierdut, veți câștiga. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră. Trei de bute și nebunul. Deci e un fel de fi pregătit pentru că o nouă călătorie înflorește. Este un nou început. 4, 5 de cupe și moartea. Vă spune să puneți punct la ceva care nu vă mai aduce nimic satisfăcător emoțional. Iar aici diavolul. Diavolul este capricornul sau poate fi cineva care pur și simplu vă pune piedici non-stop. Haideți să vedem cine este și ce încearcă să ne spună de fapt. Am senzația că este cineva care ține foarte multe secrete, cineva care vă manipulează, genul acesta de energie. Trei de bute, pajul de monede, noi începuturi, vă spune din start, nebunul și echilibru. 5 de cupe, 8 de monede, moartea și pajul de spade și diavolul, 10 de cupe. Dacă voi sunteți fericiți în familie, unii dintre voi, nu uitați că este o etalare generală, asta înseamnă că mint cărțile. Dar mie îmi spune aici că este vorba despre un sfârșit eminent. Iar pajul de săbii este o informație care ajunge la urechile voastre. Țineți-o în secret. Este ceva karmic aici la mijloc și este bine să o țineți în secret până veți face planurile pe care voi le doriți, până vă eliberați din ceva și aduceți lucrurile așa cum trebuie, în echilibru, cum s-ar zice. Iar emoția toxică și tot ceea ce vine, posibil să se manifeste printr-o atracție care de fapt este o atracție nesănătoasă. Ceva la care fie vă controlează telefoanele, fie nu are încredere. Deci fiți atenți la ceea ce aveți acum. Cealaltă persoană. Asul de monede. Împărăteasa. Regina de spade. Trei de bute. Și carul. Iar aici aveți hierofantul. Sincer, nu am cum să vă mint, dar ceea ce îmi spune este că partenerul, partenera, ceva de genul acesta, deci e o energie obscură, dar ține de dorința de a vă ține pe loc printr-o sarcină. Pentru că asta e împărăteasa aici. Carul este o diferență totală între voi. Este în primul rând și cartea racului. Deci ei se gândesc la voi un nou început, dar în același timp să vă lege, pentru că aveți hierofantul. Hierofantul este tradiția, este religia, ceva care vor să încheie prin acte. Regele de cupe și eremitul. Căutați mai bine o soluție. Ceva se întâmplă aici. Eremitul este cromozomul. Este începutul la ceva. Îi place să facă cercetări. Și asta vă îndrumă pe voi acum. Faceți cercetări în privința unei anumite persoane. Pentru că voi aveți marea șansă să scoateți bani dacă veți merge la ceva la care vreți să studiați
educativ, care pur și simplu vă propulsează în afacere, în cariera voastră, nu faptul de a fi închiși undeva. Sau pur și simplu voi faceți acea energie, adică manifestați dorința de a fi împreună cu cineva, dar la un moment dat o să vă dați seama că timpul nu l-ați folosit pentru a vă prospera voi, pe voi și cu o carieră în care să aveți stabilitatea financiară și să stați cu mâna întinsă, cum se spune pe românește. Haideți să vedem energia cealaltă. Nu uitați că sunt etalări generale, nu uitați că este o etalare de tarot. Știu că voi avea comentarii de genul nu mi se potrivește sau ce este. Mergeți pe orice tip de energie, cu orice nume. Ce vă atrage titlul respectiv? Acolo este mesajul vostru. Uneori nu ne place ce auzim, dar poate că în momentul în care am ales ceva trebuia să ajungem la acel ceva pentru a înțelege ceva ce se întâmplă în viața voastră. Cine este persoana respectivă? Ce intenții au? Marea Preoteasă. Gândiți-vă foarte bine, voi când vă uitați la Marea Preoteasă, ce vedeți? Secrete. Un om care are secrete, un om care ascunde o multitudine de lucruri, poți să ai încredere? Bine, atunci nu o să-mi spuneți, nu sunteți căsătoriți cu Securitatea Națională, dar acum glumesc. Dar e ceva aici care îmi spune că totul se schimbă în viața voastră. Roata, nebunul și cavalerul de monede. Persoana respectivă are o multitudine de secrete. Încearcă să vă spună că este o nouă viață pentru ei. Da, sunt la rangul de cavaler de monede, puteți să aveți încredere, dar cred că există o gelozie care nu are limite. Nouă de cupe, nouă de bâte, 10 de monede. Atunci când își doresc ceva, neapărat trebuie să aibă. Dar nu te poți căsători cu Marea Preoteasă. Dacă nu aveți o comunicare, nu știu cum veți comunica. Ei. 7 de monede. Regele de monede. 10 de spade, judecata și 5 de monede. Nu acceptă niciodată să nu câștige. Judecata, poate chiar aveți o karmă cu persoana respectivă, este cineva dintr-o viață anterioară. Sau poate chiar este un ex pe care voi l-ați cunoscut și se întoarce în viața voastră. Voi. 6 de cupe, 5 de bute, discuția respectivă, 2 de bute, cavalerul de bute, 6 de spade. Alegeți să ieșiți din acea toxicitate și alegeți vindecarea. Poate că acest lucru este ceea ce ceilalți nu se așteaptă. Se termină ceva greu și reveniți voi la voi. Deci fiți pregătit pentru că abia acum începe călătoria voastră în viață. Iar aici, un sfârșit natural, se sfârșesc piedicele și
Avem din nou de-a face cu roata. Și împărăteasa abundență. Fiți deschiși pentru că lumea abia acum se deschide în fața voastră. Mult noroc! Haideți să vedem din oracolul iubirii ce avem. Dezamăgiți emoțional, nu-i nimic. S-a sfârșit, se sfârșește ceva. După orice furtună apare soarele. Și un curcubeu frumos. Ce avem pentru voi? Chimie. O atracție magnetică. Finanțe și cariere. Atrageți tot. Atrageți tot. Lăsați prietenii să vă ajute. În momentul în care voi deveniți voi înșivă, imaginați-vă că sunteți pur și simplu o lumină. Testați-o. Vreau să vă vedeți într-o lumină aurie, să vă impuneți minții că aveți puterea să atrageți tot ce vă doriți și în momentul în care ați ieșit pe stradă, să trageți cu ochiul să vedeți cât se întorc după voi. Femeie, bărbat sau... veți vedea singuri. Asta înseamnă să atragi. În momentul în care ieși din ceva toxic și emani iubire, imaginați-vă că vedeți pe cineva la servici, pe stradă, că zâmbește singur. Ce înseamnă? Sunt îndrăgostiți, iubesc. Da, poate sunt cu capul în nori, dar sunt fericiți. Și atrag. De ce? Pentru că și voi ați fost tentați să vă uitați la zâmbetul persoanei respective. Și oricât de antipatică ar fi sau poate nu e o persoană frumoasă, dar în momentul în care vezi fericirea pe fața celuilalt, îți dai seama că, oh, e îndrăgostit, îndrăgostită, ia uite. Dar îmi pare bine. Totdeauna să vă pară bine când vedeți oamenii că zâmbesc și nu când plâng, nu? Numai bine, la revedere, vă invit pe celălalt canal și orice alte informații aveți în descriere sub videoclip. Numai bine!